Adrian Olaru, președintele Raan Mehedin, și-a înaintat demisia din funcție. Documentul a ajuns pe masa ministrului economiei, care a semnat ordinul de încetare a raporturilor de muncă dintre Olaru și regie. Săptămâna trecută mi-am înaintat demisia domnului ministru. Începând cu data de azi, nu mai sunt director general al regiei. Demisia mi-am dat-o din motive personale, stresul, oboseala, familia. Adrian Olaru a fost numit în funcție prin ordinul ministrului economiei în ianuarie 2009. Funcția pe care a ocupat-o este una cu rang de secretar de stat. Următoarea numire se va face tot în baza unui ordin semnat de ministrul economiei. Adrian Olaru este singurul director care din 1998 a reușit să aducă pe profit compania de stat, pe care o lasă fără nicio datorie către bugetul centralizat al statului. Anul acesta am plătit în jur de 60 de miliarde impozit pe profit. Nu avem nicio datorie la bugetul de stat. De asemenea, termocentrala n-a avut în stoc niciodată de la înființare aproximativ 900.000 de tone de cărbune. Cu păcura stăm bine, deci suntem pregătiți de această iarnă. Interimatul până când ministrul economiei va semna un nou ordin de numire în funcția de președinte Raan este asigurat de Constantin Bolocan, directorul combinatului de apă grea Romag Prod.